Membrii ai Comitetului Consultativ de Dialog Civic, cei Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, președinței organizațiilor și asociațiilor de pensionari, dar și reprezentanții ai mai multor instituții județene, s-au reunit într-o ședință comună. La aceasta au participat prefectul județului Dâmbovița, Antonel Jejeie, și directorul adjunct al Direcției Economice din cadrul Casei Județene de Pensii, Mariana Soare, dezbătând preocuparea instituției amintite pentru rezolvarea cererilor pensionarilor privind biletele de tratament pentru anul 2016. Anul acesta, Casei Județene de Pensii Dâmbovița i-au fost alocate aproximativ 5.000 de bilete de tratament, unele dintre acestea pentru plecări la Olănești și Vatra Dornei, fiind repartizate chiar săptămâna aceasta. Pentru anul 2016, Casei Județene de Pensii Dâmbovița, respectiv beneficiarilor județului Dâmbovița, le-au fost alocat un număr de 4.999 de locuri. Am în prezent, față de 4.546 care a fost inițial, pentru că s-a aprobat la stațiunea Olănești încă 356 și la stațiunea Vatra Dornei încă 97, stațiuni care au fost repartizate săptămâna aceasta. În cadrul primelor patru serii, doar 320 de bilete din 500 au fost valorificate. Pentru seria a 5-a, doar 72 au fost cumpărate de către pensionari, rămânând foarte multe bilete nevalorificate. Seria a 5, care are început de sejur 19 a 5-a, din cele 268 de bilete repartizate, avem până în prezent decât 72 de bilete valorificate. Au rămas încă nevalorificate bilete de tratament balnear în stațiunile Pucioasa, Căciulata, Covazna, Felix, Herculane, Mangalia, Slănic, Prahova, Saturn, Tușna. Cu creșterea cererilor pentru acordarea biletelor de tratament, avem în luna mai, respectiv pentru seria 6, care are un început de sejur data de 6 mai, după sărbătorile pascale, respectiv 421 de cereri, serie care credem că va fi valorificată integral. Conducerea Casei de Pensii susține că în anotimpul cald situația se schimbă. Există mai puține locuri disponibile în comparație cu numărul de cereri. Cele aproximativ 5.000 de bilete de tratament balnear alocate în 2016 sunt împărțite în 19 serii, a câte 16 zile de sejur, putând fi tratate afecțiuni ale sistemului nervos, cardiovascular, reumatismal, digestiv, ginecologic și afecțiuni ale căilor respiratorii.